bucur să fiu din nou împreună acasă cu soția mea și vă aduc salutul fraților din Houston, Texas, de la Biserica Pentecostală, care m-au rugat să vă aduc salutul. Și am vrut să cânt o cântare în seara aceasta pe care sunt sigur că o știți toată lumea, dar nu este chiar un colind de Crăciun, dar cred că este bine să ne aducem aminte prin această cântare de ce a trebuit să vină Iisus ca să moară pentru noi. Și vreau să citesc cuvintele pentru că cântând cu vioara nu le-ți putea auzi. Cântarea spune așa: ce-ar fi făptura fără tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine cu harul tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cu vânturi fără de hodină, cu șerpi și scorpii ce-nvenină. Aș fi o albie uscată, pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată cu niciun rost prin lumea toată. Așa aș fi, dar slavă ție, tu mi-ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș ști azi ce-i strălucirea vieții în mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea cu înfiorări și frumusețe. De n-ai fi fost tu, bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăvi divine din locul întunecatei tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine și acum și în veacul care vine.